Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Sturza, Ora de Veghe, Studio Epoch Times, emisia de joi, înainte de Paște, așa câte unii fac ouă, înroșesc o, alții fac cumpărături, alții se pregătesc cu cozonaci, pască, curăță casa, o fac bec pentru întâlnirea cu Dumnezeu, dar nu știu dacă mai fac bec și sufletele. Nu știu dacă e bine să ne întâlnim cu Domnul doar cu stomacul plin, doar cu frigiderul plin, și câți din cei care umplu frigidere și fac toate cele de Paște pregătiri au grijă să-și pregătească sufletul pentru întâlnirea de Paște, nu știu. Nu o să știu niciodată. Dar noi ne facem datoria și vorbim astăzi despre o zonă de clar-obscur. Nu suntem ca Rembrandt, maestri în clar-obscur, dar putem identifica zone în care lumina cade de așa manieră încât să se vadă numai ce doresc unii să se vadă și restul să rămână ascuns. În clar obscur, Adrian Sturza. Da, Nicoleta, asta e foarte frumoasă de introducerea. Bună seara tuturor. Da, nu știu cum e cu clar obscurul ăsta. Ideea e că s-a lăsat așa un întuneric peste toată lumea. Nu știu dacă să observăm. Mă uitam, sunt sub imperiul unui articol al Europei Libere pe care l-am văzut chiar înainte să intru în emisie despre Navalny, care a avut o apariție în fața unui tribunal. Astăzi Navalny este judecat pentru denigrare. Am văzut și eu. E judecat pentru denigrare. Cum? E o întreagă minunăție acolo și te gândești, măi, totuși, îți arată meschinăria statului rus. Știi că Liviu Dragnea avusese un proiect de lege în care pedepsea denigrarea exact pe model rusesc? Da, mă rog, astăzi l-am avut un avalnic care era în cap, mănâncă niște lingurițe de mâncare, că a făcut o grevă foame, o grevă foame de câteva zeci de zile, am uitat câte, oricum, ceva de genul, o lună sau... Da, mai bine, nici eu nu știu câte... Are 74 de chile și arată scheletic. Normal, 74 nici măcar nu, e un tip înalt și cu spatele la, deci ai putea să atârni ceva carne pe el. Avea 94 de kilograme când a intrat, când s-a întors din Germania în Rusia. Într-un gest absolut... Kamikaze se cheamă. Nu, da, mă rog, există o artă a sacrificiului pe care noi românii nu o avem, dar marile popoare o au toate. Acum nu știu dacă Rusia mai e un mare popor sau a rămas, dar în orice caz are niște oameni pe acolo. Asta e clar. Da, a dat niște conștiințe. Totdeauna. Pe câte probleme a avut Rusia, conștiințe au existat la ei. Și eu e o întrebare, asta da? E o controversă apropo de popoarele alese, că și ăștia se cred toți se cred aleși. Până și noi în România ne credem aleși. Deși mai ales evrei, cei care îl neagă pe Iisus, da? Chiar, la noi chiar nu și l-așteaptă încă. Chiar nu știu de ce suntem atât de convinși de excepționalismul românesc, că nu se vede. Dar nu vreau nici că după aia zici, doamne, dar tași român. Sunt și eu român, dar nu știu, mă tot întreb. Ponta era mândru că era român. Și când trecea Prutul în Moldova, sloganul de campanie era: sunt mândru că sunt european. Lăsa mai moale că era acolo, era o treabă cu român, sună prost. European. Of, of, of. Da. Acum apare pe la televizor, nu se lasă de politică și tot bagă bățul prin gard și ceartă pe toți ăștia că uite ce au făcut. Deci nu vorbește nimeni. Dom'le, dar tu vorbești care ai dat 600 milioane de euro la niște băieți cu ochii oblici pe ce? Pe comision? Eu stau și mă întreb așa, dacă această companie nu se vindea de la Kazakhstan către China, mai dădea ponta banii? Nu, că să știi că acea companie compania respectivă a fost un front chinez de la început. Și Asia Centrală e dominată de două puteri. Una e Rusia, cealaltă e China. Și există un teren acolo în care se înțeleg. Se înțeleg în materie de ceva țiței, ceva influență geopolitică, ceva... Sunt zone de frecuși, de exemplu, la metale rare în Asia Centrală.
Dar în principiu se înțeleg și îi unește, ambele țări sunt unite de frica de a nu lăsa zona să fie controlată de Statele Unite, bineînțeles. Au organizat o, au format o organizație de la Shanghai, Organizația de Cooperare de la Shanghai, putem asta în 2000 și ceva poate. Dar hai să revenim la Navalny. Și vine Navalny și zice, domne, și mă uitam la el așa, stins, cu o voce, da, cu glasul ăla lui, cu soția în camera cealaltă, dar prin videoconferință, deci ăsta fiind închisoare, soția în altă parte, sau în spital undeva. Este acuzat de denigrare. Și cum s-a întâmplat denigrarea? S-a exprimat cu privire la un videoclip popular, făcut cu susținătorii rușii care susțineau pe Putin și mă rog. Și le-a zis ceva de genul că spălați pe creier și proști. Acum, ceea ce e o părere personală, ai opinie. Prin, în clipul ăla a apărat și un veteran de război. Uh-huh. Și au zis, păi tu denigrezi veteranii de război. Înțelegi? Deși nu era vorba despre asta. Au luat-o și au tras-o de urechi în felul ăsta. Ăsta e statul rus. E un stat care se ocupă de mici... Îți dă seama cât de meschin e. E o țară care are câte 11 fuse orare? Da, 11. Și se ocupă... Până la Vladivostok. Se ocupă cu scos lucrurile din context și cu răfuieli din astea. Dita mai statul, să te răfuiești cu un om. Da? Și așa îți dai seama că statul ăla rus n-are absolut niciun viitor. Singurul viitor, prezentul e asigurat de bombele alea nucleare pe care stau cu fundul și pe ne amenință pe toți în Europa cu ele. Le mișcă prin Kaliningrad, prin Crimea, pe mai cine știe pe unde și ne amenință pe toți că dacă nu cumva să avem grijă să respectăm, să ținem mâna pe chipiu. Atât. Moral sunt faliți. Și sunt de o meschinărie îngrozitoare. Îl acuză pe omul ăsta în felul ăla după ce l-au otrăvit. De-abia l-au trimis în Germania. De-abia l-au lăsat să plece. Nu l-au trimis. De-abia l-au lăsat să plece în Germania. A stat în Germania 6 luni. A venit înapoi și l-au înhățat cum a trecut granița. Da? Și l-au condamnat că a evadat controlul judiciar stând la reabilitare în Germania. Pentru delict din 2014, care oricum era inventat. Iar acum ce vor să facă, pentru că asta una dintre poveștile care se desfășoară, cred că chiar azi, dacă e 29, e azi. Azi e 29, da, bun. Știu, păi asta vreau să completez, că proces, acum începe crima. E un proces prin care fundațiile Navalny sunt trecute la caracter extremist. Asta înseamnă că dacă donezi orice și ai orice legături de afaceri cu ele, poți să primești pedepse grele de tot cu închisoare. Dimisia a fost notificat, că dat fiind că a sprijinit... fundațiile lui sunt considerați la rândul extremiști, da? Și nu doar, deci oricine din Rusia care a avut cea mai mică contribuție, să spunem că a donat 5 ruble pentru Navalny, pentru ăla 5 ruble poate fi tras la răspundere. Articolul de lege e foarte parșiv și se judecă astăzi 29. Încă nu știm, probabil n-au pronunțat, s-a judecat, dar au rămas în pronunțare. Și în toate astea, după toate lucrurile astea care se întâmplă de ani de zile, da, jurnaliste împușcate în cap, în scara blocului, Ana Politkovskaya, nu vorbim de Litvinenko, otrăvit cu Poloniu, bun, puteai zici că a lucrat în servicii, Skripal, mă rog, o fi fost agent dublu. Nu, azi vorbim de o jurnalistă cu copii pe care o împuști. Și de Nemțov putem vorbi, că am uitat de el. O jurnalistă pe care o împuști în cap, ca pe un câine, în scara blocului, exact. După care spui că Putin era într-un turneu prin Europa, parcă în Germania, dar nu bam una foc în Europa, în orice caz. Femeia aia e moartă. Toată lumea știa că era o persoană deosebit de blândă și care se duse prin Cecenia, făcea tot felul de investigații despre crimele de acolo. Și spui, dar nici nu era o jurnalistă prea bună, ceva de genul ăsta. E vechea poveste că ataci omul când a murit și nu se poate apăra. Tipic comunistă. Ce caracter? După ce distrug oamenii, nu le ajunge că i-au distrus. Trebuie să distrugă și mitul. Ana Politkovskaya ani de zile a fost mușcată de regim.
da? După ce vorba aia se putrezise în mormânt. Și așa au făcut și cu Nemțov și cu toți. Toată lumea fac așa. Da. Pe Magnitsky, pe care l-au bătut în închisoare și i-a refuzat tratamentele până când a murit, pur și simplu. Noroc a fost că omul ăla ținea un jurnal care a ajuns în afară. Magnitsky e omul care dăduse pe goarnă faptul că silovicii ruși organizaseră o fraudă prin care trăseseră 220 de milioane de dolari de la stat. Da? Deci nu avea niciun fel de implicare. Nu erau banii lui, nu se plângea. Era, uite, băieți ăștia au furat de la stat. L-au acuzat și l-au învinuit și l-au condamnat postum pe el de fraudă. Da. Dom'le, cineva care face treaba asta n-are niciun viitor. Este mai meschin decât broaștele din ultima băltoacă din Rusia. Deci să ajungi în felul ăla, să ajungi la gradul ăla de... N-ai cum să conduci un imperiu. Da? N-ar trebui să conduci nici măcar o scară de bloc, dacă ăla ți-e caracterul și dacă nu înțelegi că măcar trebuie să respecti oamenii pe care i-ai omorât, dacă nu altceva. Să știi că și la noi s-au practicat asasinatele politice. Eu vreau să mă folosesc de prilej, să amintesc că merită oamenii aceștia. Luminița Șega, procuroarea care a deconspirat cam toate dosarele importante ale Brigăzii de Crimă Organizată până în 2004-2005, a murit otrăvită. Da? Cu expertiză s-a văzut afară că a fost o travă. N-au fost în stare să-i găsească pe criminal și să-i condamne. Deci familia a insistat, deși se știa, a fost otrăvită cu metodă, zilnic, progresiv, da? Își bea cafeaua acolo la tribunal, unde stătea din noapte în noapte. Dacă avem dosare Vântu și a fost condamnat Vântu, trăiască Lumința Șega și nu doar dosarul Vântu. Ca să nu mai vorbesc de Cristi Panait, da? Care a fost omorât exemplar, adică a devenit și nebun, a devenit și în toate felurile, a avut grijă să stigmatizeze, să facă nenorocitul ăla de film din care se înțelege cu totul pe dos, e altceva, e o impietate filmul despre Cristi Panait. Deci și noi am avut cazuri și nu sunt singurele două, dar pe astea două mi le amintesc pentru că oamenii ăștia și-au permis la o vârstă când alții se îmbogățeau efectiv și trăiau ca în paradis fiind procurori ai statului român, acești oameni au plătit cu viața îndrăzneala de a încerca să facă ceva în justiție. Câteodată când spunem procurorii nu fac suficient, dacă ai stat de vorbă cu ei, asta îți spun. Și a făcut Șega. Unde a ajuns? Și a făcut Panait. Unde a ajuns? Și noi trebuie să le spunem că trebuie să facă, atâta timp cât fac meseria asta, trebuie să șiriște. Da? E posibil ca cineva să le ia viața pentru adevărurile pe care le spun, dar e posibil să nu le ia viața. E ca și în medicină, unde depui un jurământ al lui Hipocrate, un jurământ depui și când intri în magistratură. Și datoria ta este, fără să te temi, să scoți adevărul la iveală, cum e și datoria jurnalistului. Și nu e numai Politovskaya care a murit împușcată. Da? Că am avut și în Cehia, și în Slovenia, și în Cipru, jurnaliști care au plătit cu viața faptul că s-au și recent în Grecia împușcat omul pe stradă pentru investigațiile lui. Oameni care au plătit cu viața lucrurile pe care au găsit de cuvință să le spună. Și apropo de ce ziceai tu de măreție, asta deosebește viermele de om, da? Că una e să trăiești ca o salcie și alta e să trăiești ca un brad. Încheiat vorba, dar am simțit nevoia să spun că Șega a murit crunt. Cu toate astea, curgea carne de pe ea. Puține state se pretează sistematic la așa ceva. Faptul că o omoară pe jurnalista din Malta, care... Gariția, da. Care avea... Acolo sunt niște legături cu China, pe care le-au scos la iveală de-abia cu vreo două săptămâni. Bun, acolo sunt cazuri speciale, intri pe mafii, te fac praf. Dar asta e un stat. Una este o bandă organizată într-o scară de bloc, care începe să facă porcării și ajunge la bani. Și alta e să o faci dintr-o postură de stat. Și
primele state cu adevărat sistematic criminale au fost cele comuniste. Pentru că oamenii ăia au venit acolo profețind un stat care promitea egalitate și drepturi și toate, și s-au ținut exact de opusul. Astea sunt state. E o problemă. Da. Un articol foarte interesant legat de state și de sindromul Havana. Puțină lumea a scris în presa românească despre asta. Cred că am ajuns la Universul, așa, ceva, câte ceva. Sindromul Havana a apărut de prin 2017. Sunt oameni care, pe care îi lovește ceva așa, pur și simplu. Încep să aibă tot felul de afecțiuni ciudate, dureri de cap, țiuituri, inclusiv pierderi de memorie, afecțiuni neurologice, brusc. Prima oară au început să apară în Havana, de unde și numele sindrom Havana. La consulatul american din Havana, nu Havana așa în general, ci consulatul american. Pur și simplu. Vreo câteva zeci de oameni și la un moment dat i-au luat de acolo. Au fost un fenomen, da, și l-au studiat. A fost scandal. Noi am scris despre chestia asta, mi s-a părut super bizar. Eu la voi am citit. Evident, am urmărit cazul. Foarte interesant. Da. De-a lungul vremii au amenințat cu tot felul de lucruri. Era pe vremea lui Pompeo, pe vremea mandatului Trump, cam pe acolo a început. De curând în Siria, soldați, a fost un articol acum vreo săptămână și acum azi am postat unul despre același sindrom în fața Casei Albe. Uh-huh. După un material CNN, foarte interesant. Pe eclipsa din fața Casei Albe, care e o pagină ovală, bun, deci la 200 de metri de Casa Albă, deja devine puțin ciudat. Pentru că e vorba de un membru al Consiliului de Securitate Națională, deci nu e vorba de un poștaș care s-a împiedicat de câinele lui. Da. Și nici măcar nu e primul caz care se întâmplă în America. Foarte interesant. Și cred că vom mai auzi de așa ceva. Și până la urmă, în China, la ambasada din China, s-a mai întâmplat asta. Și cred că cred că suntem singuri care am vorbit despre cazurile alea. Dar la ambasada de americane din China se întâmplă o grămadă de lucruri. Apropo de state criminale, că despre asta vorbim, nu știe nimeni exact de ce. Toată lumea zice, domne, Rusia, pentru că în Cuba, mă rog, au legături și sunt o grămadă de povești încă în formă, dar legăturile sunt încă acolo. Dar nu știe nimeni, de fapt, ce se întâmplă. Uite ce se întâmplă. Alea sunt state în care, într-adevăr, se produc niște chestiuni foarte dubioase, dar și în România să se producă chestiuni la fel de dubioase. De pildă, un jurnalist ca Sorin Roșcastănescu pune aseară sub semnul întrebării sănătatea mentală a lui Florian Coldea. Și, bineînțeles că se întreabă, sunt două publicații care preiau prostia, se întreabă în ce măsură ar fi fost alterate deciziile luate de Coldea, cât a condus SRI-ul ca numărul 1 militar. Mm. Invocându-se ceea ce e o imixtiune în viața personală. O posibilă afecțiune Parkinson, de care ar suferi. Nici măcar nu e prima oară când e vehiculată. Exact, a mai fost acum 5 ani. Da. Problema următoarea. Unul, că Parkinson spre fază terminală îți face probleme. Bun, acum tu iei de bun, încep să păi nu, 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 dar aduci populației lucrul ăsta, spui așa o prostie și eu vreau să demontez prostia. Nu sunt fan Florian Coldea, dar să nu se supere. Și Papa Ioan Paul al II-lea a suferit de Parkinson. Da, și nu o lua serasna. Și sunt atâția alții. Dereglările neurologice pe care le invocă Roșca sunt în ultima fază a bolii. Pentru că nu au făcut-o întâmplător. Au de gând cumva să pună mâna pe diagnostic și să încerce să scape niște oameni de niște dosare sau decizii, pentru că, vezi, Doamne, liderul de la SRI, în baza semnăturii căruia se făcea mandatul de urmărire pe siguranță națională, nu era în toate mințile. Eu înțeleg unde bate Roșca. Da? Nu mai au ce face și acum hai să-l scoți pe adjunctul de la SRI nebun ca să rămână Popoviciu neatins sau nu știu mai care. Da. Adamescu.
Nu le-a ajuns câte au făcut până acum să iasă basma curată, că au scos dovezile obținute prin mandate de siguranță națională din dosare și așa mai departe. Adică nu avem niște tehnici foarte... Nu avem o politică de stat în ticăloșie, dar excelăm în ticăloșie în cazuri private. O ticăloșie care atinge apogeul. Eu dacă stau să mă gândesc la Black Cube, că au venit băieții aia care sunt ramura Mossadului ca să-mi facă cercetare mie în România pe urmele șefului DNA și nici astăzi, în afară de acarul pe un, n-a plătit nimeni pentru asta? Da? Despre ce vorbim? Da, și ăla e plecat. Și el pe hârtie e condamnat nu pentru Black Cube, că ăla e în coadă de pește. Da. Pentru nu știu ce bani a luat de la nu știu care afacerist arab. Dar pe Black Cube deocamdată au recunoscut israelienii și au scăpat ușor cumva cu suspendare, dar partea română, cea care a inițiat măgăria, n-a plătit nici în ziua de astăzi. Despre asta vorbim. Mie mi se pare mult mai pervers decât măcar Putin o face pe față. Da? Și China o face la fel, asumat. Noi arătăm precum niște ticăloși din ăștia care se-și ascund și vor să se dea drept sfinți. Nu, că nici Rusia nu o face. O face pe față, deci e o versiune de propagandă. Când tragi un glonț în ceafă, e pe față. O versiune, da, bine. Ei sunt un pic mai barbari. Da. Știi că și gesturile astea mai contundente, ele sunt, de obicei, sabia n-o scos decât când nu poți să te desfaci, să te salvezi altfel. Da. Rusia nu face asta. Rusia are o istorie a brutalității. Este o țară care, la care brutalitatea reprezintă putere și asta e singurul lucru pe care ei îl respectă. Și de aici decurg o grămadă de lucruri, toate proaste. Am mai vorbit într-o emisiune de asta și nu o să repet, dar... În România lucrurile se fac mai întâi prin înșelătorie și dacă înșelătoria și păcăleala nu ține, atunci, bun, luăm taurul de coarne, nu? Aici se rezolvă altfel. Toate țările de genul ăsta sunt profund necinstite, toate regimurile sunt... Și în România, ce regim e aici? Doamne, regimul e al partidului. E un regim al... Nu contează politicienii care se învârt la putere. Uitați-vă că niciunii dintre ei, de fapt, nu face nimic. Niciunul dintre ei nu face nimic cu justiția. Da. Când au venit cu guvernul Orban, singurul păcât la care PSD-iștii n-au măcănit a fost Predoi. Da. Eram aici cu tine, cu Iulian Fota și eu și am prezentat un film cu Comisia Juridică, validau ministrii și era ok. Era ok și s-a văzut ce s-a întâmplat. Și asta fac și acum. Justiția e tot aia. Uh-huh. E blat, direct, 100%, totul e ok. E în ordine. Da. Aici sunt marile probleme. Nu contează politicienii pe care ți-i pun în geam seara să înjuri la televizor și te lasă să înjuri și ești ok să înjuri. Aia e sub papa. Du-te și porcă-i cum vrei, fă porcheară și în presă. Da, de schimbat nu schimbăm nimic. Da. Ai voie să-i porcă, ai voie să ai preferințe, ai voie să alegi tabere ca un papagal, că până la urmă taberele alea fac parte din iluzie. Că nu e ăla, că e celălalt. Dar până la urmă, ceea ce contează este că tu n-ai o justiție. Toată lumea, partidul și serviciile își vădă treburile lor, oricare ar fi alea. Partidul unic, da? Nimeni nu își se mai bagă unii pe alții așa, pentru lucruri absolut jenate. Da? Pe băiatul ăla care s-a împușcat în gât, l-au băgat pentru... E pe termopane. Așa. Și pe Dragnea pentru niște nereguli pe la un caz absolut minor. Da? Angajamente fictive, angajări fictive, rahaturi de genul. Asta e valabil în toată țara. El de-aia era așa de revoltat. Nu există loc în județ în care avea dreptate să fie revoltat. Să nu fie plătiți la toate partidele, oamenii așa. Ce n-avea dreptate, unde n-avea dreptate să fie revoltat este dacă le iau și scutură la bani. Dar asta nu face nimeni, că e o merda acolo. Eu am spus atâtea ori în emisiuni. Da. În România nu e voie. Nu se umblă la bani și ca să nu se umble la bani, se incriminează minor. Pentru că dacă s-ar merge pe dosarul care trebuie, da. Domnul Adrian Năstase... Se uită, știu că se uită la mine la emisiune sau dacă nu se uită, acum se uită, nu, se uită în înregistrare sau are un băiat care se uită și îi spune. Domnul Adrian Năstase,
Există la o bancă al lui domnul Berlusconi un cont al dumneavoastră. Eu am văzut la un moment dat un extras de cont și l-am văzut doar eu. L-am văzut toată redacția Evenimentului Zile la nivel de conducere anul 2004. Acolo era un car de bani din precursori, domnul Adrian Stase. Din precursori. Vă amintiți? Precursorii de la Onești. Da? Asta ca să știți că n-am murit. Nicoleta Savin, n-am murit. Mi-ați spus că dacă reveniți la putere, mă arestați. Vă rog să mă arestați. Dar vă spun așa, dosarul precursorilor și aproape miliardul de euro pe care România l-a scos din precursori și nu sunt băgați într-un cont al SRI-ului. Așa cum nici Virgil Măgureanu n-a putut să arate judecătoarei de la Timișoara contul în care s-au dus banii pe combustibilul care a trecut granița. Că combustibil au dat și ungurii, au dat și bulgarii, dar ei au putut proba că banii pe combustibilul care a trecut la sârbi au ajuns în conturile statului. Măgureanu nu a putut să probeze asta. Așa și domnul Adrian Năstase. Domnule, ca să ajungă precursorul în vest, ajungea cu înainte mergător. Asta înseamnă că acolo e contrabandă de stat. Înseamnă că poliția ducea transportul până la graniță, avea grijă să scrie o năzbâtie în factură, avea înțelegere cu alții de a să ajungă precursorul în Olanda. Nu era simplu și banii se duceau într-un cont. Domnul Adrian Stase, ziceți mersi, nu vă mai dați victimă, că v-au luat pe termopane, idem pentru cum îl cheamă, Dragnea, și pentru mulți alții, v-au luat pe fleacuri, pentru că și dacă s-ar aplica mâine confiscarea extinsă, Doar așa, mai te poți atinge de averea lor. Să le confiși toți, să vină ei să justifice, că așa e făcută, că sunt legale adunați banii. Pentru că altfel, pe legislația actuală, pe dosarul respectiv în care e incriminat pe frac, nu poți să iei niciunui magnat nimic. Și ai de pildă la Voiculescu, ai 60 ceva de milioane de dolari pagubă a statului pe dosarul ICA. Și că de atâția ani ei nici jumătate de milion de dolari nu s-au recuperat? N-are, despre ce vorbim? Omul n-are bani. Păi n-are, sigur că n-are. Umanist. Nu de alta, dar să nu credeți că noi chiar suntem proști sau chiar nu ținem minte. Pentru că vorbeam de cele două cazuri, Șega și cu Panait, ele au dus la căderea regimului Adrian Năstase. Ele în sine. Pentru că oamenii din sistem au văzut ce înseamnă cât de periculos e să stea Năstase la putere. Că nu se dă înlături de la nimic. L-a făcut-o el cu mâna lui. A făcut-o alții. Da? Ilie Picioruș și-a permis să facă expertiză psihiatrică post-mortem, prin care să nu se poată apăra Cristi Panait. Nu mai vorbea. Că nu mai avea cum să vorbească de pe lumea cealaltă. Și să-l declare nebun. Da? Oamenii sunt... Că asta e în România. Așa cum rușii nu au mai avut nevoie de unități militare din 65 până în 89, pentru că existau destule cozi de topor, și erau suficiente exact politica Rusiei, așa și regimul a înțeles că nu e nevoie de mare lucru, că se pot susține. Dar când vine domnul Adrian Năstase și se întâmplă să moară doi procurori și procurorii ceilalți și toată lumea din magistratură primește un astfel de semnal, așa cum toată presa a primit semnalul morții lui Dumitru Tinu. Tot în regimul Adrian Năstase. Că regimul Adrian Năstase nu a căzut așa de florile părului. A căzut când anumite personaje din sistem au văzut că ele nu mai sunt securizate. Și atunci au zis, jos cu el. După aia a venit un altul care i-a aruncat în aer, pe nume Traian Băsescu, și jos și cu el. Și așa mai departe. Sistemul are grijă să supraviețuiască pe principiu. Președinții, premierii, nu știu mai care, procurorii vin și pleacă. Noi rămânem, că suntem acolo în punctele cheie. Da, și culmea e că genul ăsta de lucruri, de state paralele, asta e situația și în, uite, dacă pentru orice observator mai neimplicat în politica americană și în știrile care răsar din SUA, e cam același lucru. Ai avut un scandal enorm, care se cheamă agenții de informații, inclusiv CIA, FBI, astea două masiv, băgate în spionarea unor candidați din campania din 2016, Trump și cineva pe acolo. Corect. Și dacă te uiți la detaliile legate de cazul respectiv, pe care nici măcar nu le găsești foarte ușor în presă, le puteți găsi la Epoch Times New York, altfel căutați de vă apucă Dan Blaua. Dacă te uiți la detalii, sunt detalii care, față de care Watergate-ul lui Nixon e o
E o beție într-o cârciumă. Da, e pur și simplu nimic. Pe de altă parte, nimeni nu pare că are de gând să facă nimic. Și vociferările de partea conservatorilor, că de fapt despre asta e vorba, cad pe urechi surde. Sunt mușamalizate și sunt estompate de o presă. Citeam o statistică, apropo de cele 100 de zile ale lui Biden. Biden a făcut pe 29 aprilie, că azi face 100 de zile de mandat. Și cineva făcuse o statistică, o găsiți articolul la noi pe site. 59% din raportările de presă privitoare la administrația Biden în prime time seara, 59% sunt pozitive. Știi care e procentul pe care l-a avut Trump în aceeași perioadă a mandatului lui? 11%. 11% este ceva infim. Deci, da, nu știu. Pur și simplu s-au urcat pe el. Da. Asta e presa, ăștia sunt oamenii. E un deep state acolo. Culmea că e deep state-ul de care vorbeau Tăricianu și Dragnea, care până la urmă fiuleau profitorii acestui deep state. Pe de altă parte, toată lumea se uită la televizor, și ce vede? Vede propagandă de tip rusesc și război informațional crunt, care a început în 22 decembrie 1989 și care continuă. Lumea spune, domne, război informațional acum. Nu, nu, nu. În România este un război informațional perpetu, cu foarte multe victime, 30%. O știre. Vă rog, rog regia de emisie să vadă ce-i cu transmisia. Am mesaje că de pe tabletă telefonul se poate viziona. La mine arată ca și cum aș fi blocat doar pentru prieteni pe ora de veche, deci că transmisia emisiunii nu prea ajunge. Ceva se întâmplă. Da, să continuăm. Unii ne văd, alții nu ne văd. Nu pricep după ce criterii. Da, asta nu e ca și cum... Deja, hai să nu intrăm în probleme tehnice în timpul transmisiei, că nu mai ieșim de acolo. N-am dat cu parul. Asta este. Oricum rămâne pe perete și se poate viziona ulterior dacă cineva a avut acum o problemă. Nu, eu o văd. Deci hai să o lăsăm, că e aici, merge. Okay. Bun. Da, deci ăsta e deep state-ul. Peste tot e deep state. De ce? Pentru că tehnicienii stau acolo. Prin rădăcini, aparaticul de peste tot din minister prinde rădăcini acolo, trebuie să n-ai ce să faci, nu poți să-i schimbi pe toți. Tu când vii la putere nu-i scoți pe toți din ministere. Există acest eșalon 2 care rămâne acolo și face treaba. Și bineînțeles că se coagulează în grupări de interese, în tot ce vrei tu. Ăia sunt adevărați oameni care conduc România sau cel puțin care conduc România cu impunitate și nu numai România, peste tot. Nu poți să-i scoți de acolo, că n-ai cum să-i înlocuiești, că n-ai cu ce să-i înlocuiești. Unul la mână. Doilea, tot ce poți să faci să cooptezi. Ușor, ușor, știi ce se întâmplă? Ei devin oamenii care conduc cu adevărat totul, fără ca să plătească vreodată se pentru... Se poate fi trași la răspundere. Niciodată nu sunt trași la răspundere pentru genul ăla de lucru și ajung să-și construiască un status quo mult mai bun decât al băieților pe care îi vezi la televizor, care au tot felul de probleme. În primul rând că poate să aibă, fac rost de dosare împotriva lor, au presiune enorme că ei sunt la comandă și ai zice, domne, până la urmă toată lumea când țipă la ei, da, din toate părțile, ei sunt pe post de paratrăznet. Dar adevăratul stat paralel sunt băieții de nivel 2. Pe vremea Ceaușescu tot ei erau. Oamenii de vârf veneau și plecau și erau fluctuații politice și se înjurau și erau invidii și tot felul de porcării care se întâmplau. Păcând la nivelul 2, nu. Mi-aduc aminte că Maior întreba de ce ține Liota de rezerviști aproape, foști ofițeri de informații. Așa a motivat că sunt mai periculoși stând acasă, preferă să-i aibă sub supraveghere într-un birou, să-i adune cumva. Da. Și din punctul meu de vedere, mare greșeală a făcut. Că stând acasă nu coagulau, nu aveau acces la diverse surse și așa mai departe. Fiind adunați și sub umbrela SRI și știindu-se că sunt sub umbrela SRI și că SRI-ul actual îi tolerează, foștilor informatori, de frică de una de alta, au început să vorbească din nou cu ei. Deci, practic, și-au refăcut sistemele de informații pe care altfel le-ar fi putut pierde.
poți să faci ceva cu privire la băieții din agenții și să-i împarți pe compartiment și să-i pui să creezi așa un fel de labirint în care fiecare să aibă o bucățică și nu foarte mare. Poți să faci asta. Dar problema este că trebuie ca cineva să undeva trebuie să se adune lucrurile. Asta e societatea umană. Și aici, de asta, după părerea mea, democrația asta e o prostie, printre altele. Pentru că ori, zici, domnule, luăm puterea și o împărțim. Doamne, nu merge. Pentru că merge în teorie. În practică, indiferent cât de mult o împarți, tu până la urmă, dacă o dizolvi cu totul, nu mai ai. Și dacă o lași să fie mai înaltă decât media, puterea asta, acolo se va crea un pod de putere și care va putea coagula. Pentru că asta este, ca zic așa, veșnica problemă. Cine judecă judecătorii? Cred că Juvenal a spus-o, nu? Da, întotdeauna. N-am inventat noi societățile astea. Erau, toată lumea crede că antici erau idioți, dar eu cred că idioții suntem noi, de fapt. Stăm cu capul în pisicile după Facebook toată ziua și evident că nu mai ajungem să gândim la ce trebuie să gândim. Nu ai ce să faci. Indiferent ce, va trebui să pui pe cineva să supervizeze pe altcineva. Ăla în sine devine un om care, până la urmă, capătă putere și trebuie el însuși supervizat. Ce, de pildă, judecătorii Curții Constituționale din România? Nu. Au avut tupeu să spună că deasupra lor e Dumnezeu. Ei au spus-o, nu altcineva. Da. Adică sunt atot puternici. Ei conștientizează faptul că societatea nu are un mijloc de control al lor. Da, da. Știi că o frază de genul ăsta te leagă îngrozitor. Cu fraza asta se duc detractorii tăi la judecata de apoi și spun, știa, v-a menționat. Corect. Da. Ce mai rămâne după treaba? Deci toate porcările pe care le-au făcut în cunoștință de cauză. Da? De la faza asta nu îți mai rămâne altceva decât să-i rup capul. Păi nei. Că zici, domne, n-ai știut. Bă, da, ai știut. Și vine și spune filmarea. De asta este de fapt, faptul că până la urmă pe cei pe care îi pui să supervizeze, trebuie să-i supervizezi. Ăsta este motivul esențial, după părerea mea, prin care poți să uiți orice dorință de a avea o societate perfectă. N-ai cum. Oamenii dar au nici bine. Nu cred că a pretins și oamenii, dată că... Ba, nu. Comuniștii o pretind. Ăștia, Ursula von der Leyen o pretinde. Toată nebunia asta. Schwab ne promite că o să fim fericiți și o să fie totul bine. Dacă ne lăsăm pe mâna lui. Săraci lipiți suntem fericiți. Fără niciun fel de proprietate. Păi da, dar aia vrea. De ce era? Mijloace de producție, nu? Păi nu e asta socialist. Nici ce socialist. Comunist curat. Acum nu știu dacă el când spune proprietate se referă... Ea mai vorbit de treaba asta. Se referă și la soție? Copii? Habar n-am. How about organe interne? Ne lăsați să le avem măcar pe alea? Eu știu ce credeai. Știi că zici, bă, unde se pune, unde se termină? Cine, știi, că corpul ăsta e proprietatea mea? Că dacă te întreb, uite, nu știu, cine a votat, era o știre, că s-a votat certificatul verde. Astăzi, da. Certificatul verde, să-mi trag una. Zici că certificatul verde, zici că e despre pădure, despre aer curat. Nu, 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 prietene, e vorba despre pierderea drepturilor. Da, și despre discriminare. Da. Între cel vaccinat și cel nevaccinat. Certificat verde. E verde, e frumos, așa, ca iarba. Horeca a spus că a propus să-i lase cu grâșmele deschise în permanență. Horeca noastră de România. Să-i lase. Da. Cu obligativitatea că dacă se vaccinează tot personalul. Deci eu propus asta. Noi îi vaccinăm pe toți ai noștri. Numai lăsați-ne deschiși. Da. Acum, eu întreb băieții ăștia de la Horeca, cum îi obligă pe toți angajații să se vaccineze? Întreb, nu dau cu parul. Le spune, de mâine veniți vaccinați sau plecați. Aha. Păi și nu se cheamă discriminare? Da, dar e o companie privată, nici măcar nu poți să zici nimic. Da. Totul se va face. Pierderea drepturilor se va face... Pe privat, nu pe stat. Pe privat. Statul nu va asta rezista niciodată. Asta, deci toată rețeta e pusă. Deci, dacă stai să te gândești și dacă, bun, dacă ești un om cât de cât inteligent și mai ales dacă ești psihopat și este o grămadă. Știți că procentul ar fi de 1% cel puțin la care se vehiculează. Eu cred că am trecut de 10%. Sunt din ce în ce mai mulți. Și companiile și genul ăla de spălare pe creier. Îmi vine în minte fraza pe care a spus-o Bana. Doamne, poți să ajungi jos, dar să iei ceva de acolo când te ridici sau o chestie de genul ăsta, nu? Există o spălătură pe cap la modul foarte serios. Este programe
specializate pentru așa ceva, în a te face psihopat. Ierarhia din corporații face chestia asta, pentru că până la urmă tu în corporații trebuie să fii învățat că nu există oameni, există resurse. Mm-hmm. Nu există vieți pe care intri cu bocanci. Nu există, victime există colaterale. Doar buget. Și victime colaterale. Și victime colaterale. Și totul se depersonalizează. Dom'le, cine a omorât găina? Dom'le, o corporație. Cine a omorât? Cine a luat apa din... Există un film celebru care se cheamă Corporația, chiar așa. Mm-hmm. Făcut de niște... Eu l-am văzut în Canada. Cred că e făcut un colectiv canadian prin 2003. M-am dus să mă uit în 2003, m-a durut capul vreo zi întreagă și m-am gândit că, dom'le, dacă îl găsiți pe undeva pe net, chiar merită văzut. Eu despre știu. Cum a apărut conceptul de corporație. S-au folosit de rasism pentru asta. Să creezi o corporație care are drepturi, aceleași drepturi cu o persoană, deși nu e o persoană și e mânată de... Dar o corporație nu are un caracter, nu are... E o structură complet psihopată care justifică orice măsuri pentru a-și susține și a-și îmbogăți conturile. Mm. Da? Deci e definiția găurii negre perfecte. Și căruia i s-au dat drepturi ca și cum ar fi o persoană cu morală și cu caracter. Foarte interesant filmul. Și e făcut bine. Da. Deci ăștia suntem. Corporațiile au nevoie de această educație de psihopatie. Da? De a transforma oamenii în psihopati. Și am niște exemple foarte, chiar foarte aproape de mine, care au devenit spălate pe creier prin această educație. Și spre încolo, asta e direcția în care se tinde. Da. Dezumanizare. Nu contează. Oameni care au preluat fără niciun pic, da, de spirit critic toată informația oficială. E o religie întreagă acolo. Și eu cred că exact ca acolo când spui că sunt gata să dau viața ca tu să poți să nu fii de acord cu mine, așa ar trebui, cam așa ar trebui să funcționeze și acum toată povestea. Ar trebui să fim gata să facem sacrificii foarte mari pentru ca oamenii care nu vor să se vaccineze. Chiar dacă tu te-ai vaccinat, ar trebui să-i respecti voința celui care nu dorește să o facă. Societatea umană... Și să nu aplauzi o formă de coerciție. Societatea umană este invadată. Nu știu, mie și mi se pare că... invadată de câteva zeci de ani. Din 1980 a început să devină absolut evident. Există oameni care realizează chestia asta, e invadată de tot felul de, hai să le zic, buruieni, deși e mai complicat de dar. Nu, dar dacă îți respecti semenul, respecti decizia lui și decizia fiecăruia e sfântă. Primul lucru pe care îl faci când vrei să invadezi pe cineva este să-i faci să-i adormi, să-i faci apatici, în tot felul de moduri. Ori îi adormi cu înșelătorii de genul, stați liniștiți că nu se întâmplă nimic, îi faci să se concentreze pe probleme minore, îi ții la televizor unde le arăți ce s-a mai întâmplat, cine a mai murit pe șosele, violuri, un viol, două, dacă se poate, îi ții la porți mâncând semințe, da? Să nu cumva să se întrebe de ceva vreodată, le dai emoție la televizor, mare, multă. Emoția joacă un rol nemaipomenit că nu lasă pe nimeni să gândească. Ești necat de emoție, filme frumoase, poze, femei cu picioare frumoase, căței albaștri, pantofi roșii și Lamborghini. Și ai rezolvat problema. Îți ocupați. Da. Primul lucru pe care îl faci în momentul în care organizezi o invazie. Uite de exemplu ăsta, Biden vine și zice așa. America devine socialistă. Și toată lumea deja a început să sperie. Bine, lumea a început să sperie de înainte să ajungă Biden la putere, înainte să fie investit. Dar traiectoria e următoarea. A venit și a propus un pachet. Lumea realistă, că sunt destui maestri care au spus, vai ce bine că a venit. Dar cine? Ăștia din mei. Sunt o grămadă de oameni la care ai pretenții. Dacă care citesc CNN, New York Times, uh-huh, și mai știu eu pe cine, atât. Politico. Și zic, bă, asta e presa. Doar atât. Bă, treaba e că nu e asta presa. Da. Țeapă. O țeapă, da? Și o să o luați și dumneavoastră. Problema e că eu mai transmitez și altora. Pentru că fiecare intelectual din țara asta, de fapt, care știe și înțelege lucruri, fiecare intelectual îi se dă adevărul. Mm. Și cu odată cu adevărul, ți se dă o responsabilitate. Întotdeauna. Față de cei care nu l-au primit, dintr-un motiv sau altul.
Acum, bineînțeles că suntem o societate în care nu are nimeni încredere în nimeni. Da? Am fost făcut să pierdem orice încredere și asta tot din cauza sataniștilor ăstora comuniști care au venit și au măcelărit tot și inclusiv relațiile dintre oameni. Așa că toate lucrurile sunt foarte complicate. Nu e ca și cum vii acum și dai o aspirină și se rezolvă. Nu se rezolvă. Nu se rezolvă, că e foarte complicat. Dar da, ăștia sunt oameni. Și vine Joe Biden și zice așa, am un pachet, are un pachet de întrajutorare care cu credite fiscale pentru copii, care de fapt nu sunt credite fiscale sau scutiri de impozite, ci sunt numerar. Numerar și vrea să-l facă pe termen nelimitat. E conceptul acela de bani din elicopter, știi? Bani din elicopter. Adică... Bani din elicopter. Dăm, dar de unde îi dăm? Aici e clu socialist. Super socialist. Păi nu. Deci treaba e în felul următor. Dragnea făcea la fel. Teodorovici asta făcea. Ei vin și spun așa. Asta, esența comunismului, esența socialismului, esența socialismului este așa. Klaus Schwab, tot spun același lucru, pe diverse voci. Noi o să-ți asigurăm ție pâinică, te băgăm la zoo. Tu o să fii la zoo, da? Dacă v-ați uitat la zoo, cine a fost, să vedeți cât de vesele sunt animalele de la zoo. E puțin sfâșietor, da? Bun, hai să nu tragem niciun fel de învățământ în treaba asta. Dar sunt o mulțime de oameni îndrăgostiți de animalele închise de la zoo. Eu nici nu știu de ce mai țin lumea, de ce mai ține zoo. Că dacă vrei să vezi cum arată o zebră, te uiți frumos pe internet și vezi la zebre de ți se apleacă. Și le vezi în habitatul lor natural, fugărite de lei, mâncate de crocodili, libere, împerechindu-se, desperechindu-se, alergând, murind, poți face ce vrei cu ele. Lucru care la zoo nu se întâmplă. Deci, întrebarea mea întotdeauna a fost, bă, dar de ce le mai chinuiți, mă, pamărtele alea de animale? Măcar omorâți-le, frate, că e clar că se chinuie. Dați-le drumul, dar nici asta nu poți, că le pui într-o savană și îl cad late, că nu, miros îngrozitor și toată lumea se ferește de ele, că sunt deja niște. În sfârșit. Dar cred că ar trebui făcut ceva cu aceste grădini zoologice, care în primul rând sunt inumane. În Toronto mă duceam la grădina zoologică din când în când și acolo era o regulă. Animalele se întorceau spatele. Deci dacă te duceai duminică, sâmbătă, când era fluxul cel mai mare de oameni, toate animalele își făceau un punct de onoare să te trateze cu fundul. Da? Să stea cu fundul ăla și se uitau așa la un perete, pur și simplu. No. Da, deci... Această grădină zoologică pe care o să începe ăștia să o crească și la noi. Și ei vin și spun așa. Noi îți dăm niște bani, tu stai cu mintea, acolo îți vezi de ce vrei. Vrei să joci jocuri, vrei să te interesezi, te ia jocuri aici. Câte vrei tu, nu o să le duci la capă niciodată. O să mori înainte să o faci. Vrei o canapea să n-ai cu, stai cu fundul pe moale? Da, uite, ia o canapea aici. Ce mai vrei? Vrei mâncare? Ia mâncare. Chipsi. Vrei chipsi? Da, bun. Pui fripți, vrei? Da, uite, îți dăm pui fripți. Ce mai vrei? Nu mai vreau, domnule, nimic. Bun. De unde vin banii ăștia? Banii vin din tehnologie și din taxe și mai ales din tiparniță. Noi putem tipări oricât. Deci asta au inventat-o de la teoria asta modernă, au decuplat dolarul și toate valutele de aur, la revedere. Despre asta e vorba. Și toată lumea spune că te poți salva trăgându-te de păr în sus. Este absolut stupid. Dacă cineva își imaginează că poți să te ridici dintr-o coapă trăgându-te de păr, da, înseamnă că suntem cretini toți. Da? Asta e. Asta e teoria modernă pe care toată lumea, de la Mises încoace, pe care l-au abandonat și l-au băgat într-un colț și au zis că nu, așa ceva, nu vrem să auzim, au venit cu teoria asta, care de fapt e un comunism fiscal. Bani din nimic. Da? Și vin și spun, putem printa oricât, nu vă uitați la datorie publică, oricum nu o să o plătească nimeni niciodată, stimulăm consumul pe baza tehnologiei, producem de masă, mă, nu sunteți fericiți, toată lumea conduce mașini frumoase, ce mai vreți? Da? Da. Și atunci a zis, domnule, vin și spun așa, pachetul lui are 5 trilioane și ceva de dolari. Asta înseamnă 25% din PIB-ul american, care e o țară cu un PIB destul de mare. Ca să vii cu un pachet de salvare de 25% din PIB, trebuie să fii nebun să crezi că chestia aia nu o să creeze o hiperinflație. N-ai nicio șansă să nu creeze hiperinflație. Nu sunt un specialist, dar mi se pare... Nu, în sfârșit. Și vine și spune, da, ce facem? Reformăm sistemul electoral, facem ca toate statele să fie... să voteze prin poștă. Asta înseamnă că securitatea votului, poți să o uiți, da? Bun. Bani gratis, da?
Corect. Teorie critică, rasism și mizerii de genul ăsta cu care se poate diviza populația la nesfârșit, afișăm, ne facem campionii drepturilor transgender, deși transgenderii ăia săracii sunt cât, nu știu, se spune că un procent infim oricum. Nu-i nimic, că îi stimulăm și pe aia, facem o propagandă, toată lumea crede televiziunea, e ca în România, nu e nimic, nimic nu este schimbat sau diferit. Da, problema e următoarea, câți știu, adică, ce informații avem noi, de unde știm câte persoane sunt? Transgender. Că, da, că propaganda e ca și când ar fi Dumnezeule. Sunt puțini. Foarte mulți. Nu știu, sub 1%. Adică se militează pentru drepturile lor de parcă ar fi... Te-a pus să faci WC-uri în toată America de sus, da, până în jos de transgender și să permiți... Reintrarea lor în structurile mea de armată. Bărbați care se cred femei. Alerge în competiții, să participe în competiții alături de femei pe care evident că le vin. Da, la halterofile sau mai știu. Bun, alo. Unde o să ajungă toată nebunia? Asta e tot punctul. Asta e toată întrebarea. Evident că ne ducem de repă, dar întrebarea e, bă, chiar așa. Ne ducem de păi, stai că n-am mai discutat de joi și am citit că o activistă din Marea Britanie spune că acuză brânza de rasism. Da, am citit. Da? Și nu spune că din cauze că e albă. Altfel spune. Vorbește de faptul că există foarte galbenă. Multe persoane care au intoleranță la lactoză. Da. Și faptul că faci discuții despre brânză și produse lactate pentru niște oameni care nu suportă lactoza, le poate produce nu știu care mare rău și atunci nu mai vorbești deloc, le scoți din piață, folosești altceva. Ce să vă spun? Fără brânză, fără lapte. Nicoleta Savin, există această... Mai mare nebunie ca asta. Această zicere românească sună în felul ăsta. Mama prostului este întotdeauna brânza gravidă. Brânza rasistă, da. Mama prostului este întotdeauna gravidă. Dar noi suntem nebuni. Da. No, și pe acest fundal, evident că se creează tensiuni. Că există lume care mai și gândește. De exemplu, niște generali din Franța. Foarte interesantă. Da, povestea. Foarte interesantă povestea. 20 de generali din Franța, retrași, de fapt sunt vreo 1000, că au semnat o scrisoare în care spun tot felul de lucrușoare. Năzdrăvane. Unii dintre ei sunt oameni foarte respectați în cadrul armatei, general din Legiunea Străină, tot felul de lume. Da. Bun. Ei vorbesc despre și au publicat într-o revistă de dreapta și ei atrag, da, exact, despre, ăsta e unul dintre generali care, mă rog, un general retras, care a avut și un proces, a fost acuzat de rasism, mă rog, a participat la niște demonstrații și au retras dreptul de a purta uniformă și tot felul de alte lucruri, dar nu grav. Bun, 18 militari francezi. Da, spune pentru ce i-au retras, că să nu se creadă că a trădat sau altceva. A pus sub semnul întrebării ușurința cu care islamiștii pătrund în Europa. Nu, la un astfel de meeting a participat. A avut un proces acum câțiva ani în care, bun, când erau manifestații împotriva migranților prin cale, da, acolo s-a întâmplat și s-au dus, a apărut la una dintre demonstrații care ar fi fost organizată de grupul Pegida, care e islamofob. Da. Și l-au acuzat și pe el de islamofobie, că, vezi, doamne, era pe lângă băieții de la Pegida. Așa, e o chestie mai tristă. Oricum. Nu, ca să nu se creadă că... L-au acuzat de rest. Că ar fi cine știe ce... Scrisoarea despre acuzații care vorbim noi. Nu, nu, omul este integru, deci nu e... Da. Păi, are niște idei. Bun. Acum, cei vreo 1000 de oameni care au semnat, că până la urmă sunt și rezerviști acolo, sunt și cadre active. Mai ciudat. Se vorbea de riscul unui război civil care, pe fondul faptului că există niște pericole mortale, deci cu, asta e un citat, pericole mortale care amenință Franța, incluzând hoardele din suburbiile imigranților săraci care înconjoară orașele franceze. Da? Da, de ce te miri? De atâtea ori au recunoscut că există zone din suburbii în care poliția nu îndrăznește să intre. Da. Deci nu calcă pe acolo.
Și acolo șaria e singura lege care funcționează, care șarie n-are nicio treabă cu nicio Constituție a Europei. Da? În nicio țară din Europa, în Constituție, prevederile ale șariei nu sunt admise. Pe altfel spus, acolo sunt grupări de imigranți de origine arabă care funcționează ca stat în stat. Care, exact, sunt stat în stat. Sunt enclavizate. Și de care poliția nu le atinge. Și ce greșește ce greșește generalii care spun, mă băieți, păi, dacă îi lăsați acolo să prolifereze așa, mâine pot arunca Franța în aer. Poți să-i acuzi pe oameni și să le bagi pumnul pe gât cât vrei, dar în momentul în care tu pierzi suveranitatea, că de fapt despre asta e vorba, tu ca stat ai pierdut suveranitatea asupra unor zone, inclusiv din jurul Parisului, da? Tu te bați în piept că vrei să te duci să cucerești planeta Marte, dar tu nu controlezi zone din jurul Parisului. Atât ești deja. Da, se întâmplă și la Londra. Și la Londra, și în jurul Londrei, Luton. Și în jurul Berlinului, și în jurul Münchenului, și la Hamburg. Înțelegi? Bun. Deci, ai de gând să faci ceva și răspunsul este, ai văzut vreodată politician care să rezolve vreo problemă? Nu. Mai ales că astfel de abordare e pierzătoare de voturi. Ai putea să-l amintești pe Donald Trump, dar el nu era politician, că de asta și făcut o grămadă de greșeli. Da? Bun. Deci n-ai să vezi politicieni cu școală politică serioasă care să rezolve ceva. Nu rezolvă nimic. Complică. Îi complică tot. Pe fond de populism, pe fond de lipsă de coloană vertebrală pe care știi cine o dictează? Culmea. O dictează masele. Da. Chiar dacă ai vrea, deci o dictează masele. Există problema de comunicare. E săptămâna mare. Să vorbim despre Baraba, nu? Uh-huh. A existat acolo ce? Un plebiscit. Corect. Asta s-a întâmplat acolo. S-a întâmplat un plebiscit în care într-o parte au zis, domnule, hai să, până la urmă, n-aveți voi un... Pilat a găsit chichița. Nu, da, Pilat a făcut o chestie foarte tânăie, chichiță. Cu asta spălat pe mâini pentru o eventuală chichiță. Răspundere ulterioară. N-am decis eu, Doamne păzește, am supus aprobării publicului pe cine alege și a fost ales Baraba. Consiliul l-a luat pe Iisus și l-a trimis la Pilat, spunând că e ca și cum e regele iudeilor și că, vezi, Doamne, vorbește ca și cum ar fi un trădător și împotriva cezarului, nu? Și Pilat a găsit o chichiță, nu? Da. Și l-a dat-o înapoi, mișcarea. Da? Și până la urmă totul s-a soluționat în mod groaznic cu un plebiscit. Primul plebiscit important din istorie, cu adevărat important din istoria omenirii, în care agenții de comunicare, că erau și niște, era și presa acolo. Uh-huh. Era rudimentul de presă. Erau celule stem de presă. Au venit și au zis, bă, pe care? Unul sau altul? Voi alegeți voi. Nu? Și-au ales. Din păcate, pentru toată omenirea. Au ales atât de prost încât ne doare și astăzi și o să ne mai doar. Mult. Țeapă. Mult. Problema e următoarea. Așa că în momentul în care a venit Revoluția franceză, întrebarea mea este, țineți un pic gândul. În momentul în care a apărut Revoluția franceză, toți agitatorii de cafenele, știi că Revoluția asta franceză e strâns legată de cafea? Da. Au apărut agitatorii prin cafenele și înaintea lor a apărut Weishaupt. El știa, dar plebiscitul ăsta înțelegea că dacă vrei să ruinezi ceva, apelezi la plebiscit și la mase? Le exploatezi? Eu întreb așa, cei care au făcut plebiscit pentru Brexit știau? În epoca modernă. Cu Brexitul e o chestie mult mai complicată. Păi, nu, e același lucru. Când te duci la popor, ai niște riscuri. Nu, nu, nu. Cu Brexitul e o chestie mult mai complicată, pentru că, din fericire, uneori și Brexitul, nu vrem să intrăm în... Cu Brexitul e o problemă. Există această rivalitate, uite-o, că o să observă și se va observa frontal, ca zic așa, din avion. Rivalitate între Marea Britanie, care oricum e insulară. Nu o să le poți scoate insula aia din creier. Pe de o parte, da, e de groază. Mă uit. Eu acum văd că e 10. Și pe de altă parte, Franța, că s-au bătut zeci de ani.
și Germania. Ai să... Sunt prea mulți tigri în pământele ăla ca să poată să funcționeze. Iar în momentul în care Germania oricum a înclinat balanța și a început să câștige și să aibă un avantaj masiv în Europa, atunci s-a întâmplat următorul lucru. Practic, vorbești de Europa sau vorbești de Germania și restul lumii? Interesant. Britanicii sunt până la urmă anglosaxoni. Ei au cu tot rădăcinile lor sunt prin, și prin alte zone. Și atunci s-a întâmplat o repliere. Mm-hmm. Dacă mă întreb pe mine. Repliere care se observă. Știi unde se observă cel mai tare? În proiectele militare comune pe care le-au avut. Mm-hmm. Și nu le-au de azi de ieri, le-au de hăt. Nu? Au avut războaie cu China, imperială, pe vreme. Deci, iese discuția Brexit-ului. Tu vrei să te întreb dacă... Brexit-ul e complicat. Dacă povestea cu plebiscitul antică... Plebiscit. În urma căreia fiul lui Dumnezeu a fost trimis de către niște domni te adresezi maselor pe care le prostești mult mai ușor decât pe oamenii cu carte, deși și acolo e o problemă. Da? Mm-hmm. Dar pe oamenii care nu s-au atenți. De ce? Pentru că masele sunt mai defavorizate. Da? Ok. E segmentele defavorizate. De ce aveau fixația asta? Toată lumea, toți comuniștii, toți anarhiștii apelează întotdeauna la segmentele defavorizate. Pentru că segmentele alea sunt cu deficit de rațiune și cu excedent de emoție. Corect. Ele sunt cele mai îmbibate în haos, ca să zic așa. Și acolo, dacă te duci și știi ce faci și întotdeauna apelezi la emoție, niciodată la rațiune, le iei și le folosești drept bâtă. Mm-hmm. Împotriva ordinii. Da. Așa s-a întâmplat de acolo încoace. Mâine e Vinerea Neagră, în care Iisus a fost răstignit. Răstignit pentru că așa au vrut unii. Să trăiască Barabas și să moară Iisus. Culmea este că poporul zis ales încă l-așteaptă pe Mântuitor. Și nu știu cât din toată povestea asta nu e și un soi de din aer, de vină colectivă, nedecelabilă, individual. Asta e întrebarea a fiecăruia și știi cum e, fiecare este răspunzător direct pentru acțiunile pe care le-a făcut sau le face. Mă rog, aici nu cred că are rost să intrăm. Nu are rost, dar iude sunt peste tot. Aici vreau să spun că nu e valabil doar pentru ei, că fiecare popor are iude suficiente, din păcate, și are și sfinți pe care pur și simplu îi sacrifică fără de rușine. Întrebarea pentru metafizicieni așa și pentru cei care gândesc lucrurile pe oarecare context, ceea ce majoritatea oamenilor nu prea mai face, este bun. De ce a fost permis? De ce a fost permis la fiecare nivel și acțiune? De ce a fost permis să ajungă acolo? De ce a fost permis să folosească în felul ăla? De ce a fost permis să se tragă? Până la urmă, de ce a fost permis ca un mântuitor să sufere pentru păcatele oamenilor? De ce nu suferă ei pentru păcatele lor? Știi ce vreau să spun? Adică, știu până la urmă, zici, domne, de ce trebuie să sufere altcineva pentru păcatele mele? Și te las să tragi concluzia. Nu, că toată lumea, și am încercat și fanii emisiunii noastre, domne, vor... Ei vor certitudini. Știi, lumea zice, doamne, eu vreau certitudini. Eu am problema asta că mâine trebuie să mă să-mi iau lapte și să mă duc să fac nu știu ce chestii și copilul să-mi intre nu știu pe la ce facultă. Pe mie, cum îmi rezolv problema? Mie îmi trebuie o certitudine aici. Nu vă putem oferi certitudini și de asta se și supără multă lume pe noi. Știi că dacă te duci la băieții ăștia, care, la Radu Moraru, de exemplu, îi oferă certitudini. Ele sunt niște certitudini false, dar ele oferă, pentru că nu-l costă. Și oricum nu-l interesează binele audienței pe care o are. E o audiență pe care o folosește în scopuri lucrative, ca să zic așa. Ceea ce nu e cazul nostru, pentru că pe noi chiar ne interesează. Noi nu o să vă vindem gogoși. Din cauza asta nu prea vă vindem, eu cel puțin, niciodată certitudini. Cu certitudinile mai ușor. Sunt niște certitudini. Nici măcar pe alea nu pot să le discut foarte mai încet cu certitudinile pe scări. Pe scări. Am depășit timpul regulamentar. Da. Vă urez sărbători de Paști cât se poate de fericite. Sunt așa cum ni le facem, dar eu repet,
Nu ce e pe masă e important, ce e în sufletele noastre e foarte important. Iar acolo, față în față cu Dumnezeu, nu merge minciuna. Și dacă nu ne-am spovedit în biserică, ne putem spovedi Domnului, ne aude. Și aude și căința reală și căința falsă și vede tot. E un moment în care putem fi singuri cu divinitatea și tare bine ne-ar prinde tuturora. Ne vedem săptămâna viitoare, numai bine!